casa asta e singurul squat din țara asta. Deci asta a fost ocupată de intelectuali. Au sărit gardul și au ocupat casa lui Nicu Ceaușescu și gata. De atunci nu le-au mai dat-o înapoi. Asta e realitatea. E un monument istoric și din punctul ăsta de vedere de 23 de ani. E scoasă din circuitul puterii comunisto-capitaliste și ăsta economice. E scoasă. Și în loc să fie restaurant sau magazin de păpuci, e cultură aici, da? Practic, venirea mea în București chiar e legată de Green Hours, pentru că nu aveam niciun spate în București, ardelean, nu cunoșteam pe nimeni și primele spectacole chiar aici le-am făcut, niște amintiri mișto de tot. Practic, locul ăsta mi-era mamă și tată și inspirație și de toate. E foarte important pentru mine. Cântat foarte multe concerte aici, unele din primele mele concerte de jazz în București au fost la Green Hours. Văzut multe piese de teatru, am combinat aceste două chestii cântând într-o piesă de teatru al lui Radu Afrim, cu Adamila și cu Nicu Mihoc. Mi-am lansat aici cel mai recent album, One Life Left. Aici deja fereții ăștia au memorie și eu cred în lucrul ăsta. Am mai zis-o de mie doar de sunt parte de ațelor lui Voicu cu cariera mea, cu venirea mea în București, cu faptul că acum pot să montez și în alte locuri din București. Altfel n-aveam curajul pentru că nici atunci nu erau vremuri ușoare. Locul care mi-a spus mereu da și ne-am putut să-mi fac cele mai ambițioase proiecte. Nu știu dacă mai există vreun loc în București unde te poți întâlni așa. Te simți bine așa ca acasă aici. Deci dacă nu era Green Hours, poate că eu lucram acum într-o corporație sau ceva. Am avut emoții foarte mari la primul spectacol pentru că mi se părea foarte, foarte, foarte tare că am ajuns să joc la Green. Mi se părea că sunt super. Mi se părea, deci, nu aveam nevoie de un iter, nu aveam nevoie să joc la TNB, aveam nevoie să fiu la Green. Și mi se părea wow. Plus că am făcut cele mai tari turnee cu Green Hours, adică zici că ce e acolo, un bar. Și am făcut turnee pe care nu le-aș făcut niciodată cu niciun teatru. Am descoperit așa o energie și un spirit pe care eu nu l-am mai găsit în teatru. Și sunt un copil crescut în teatru, mers la teatru de mică, în toate teatrele din București. Aici s-a întâmplat ceva care m-a marcat. Un loc istoric pentru ce înseamnă teatrul de underground și mișcările de jazz românești. Asta underground, niciun underground, e teatru de bucurie, teatru de plăcere, teatru de vin oamenii și vii și știi că nu trebuie să se facă o mega producție, o mini producție, trebuie să fie în stilul ăla, în stilul celălalt. Sunt spectacole așa pentru om și pentru suflet. Știu că în vest cluburile private sau teatrele particulare vor să facă bani, vor să producă bani în teatru de divertisment. E aici este exact invers. Mă curătesc că a făcut teatru de artă, a făcut teatru experimental. În timp ce teatrele de stat, multe dintre ele făceau divertisment pe bani publici. Într-un sistem în care toate lucrurile sunt locurile, lucrurile, ideile, totul e blocat, un spațiu în care să ai totuși posibilitatea ca tânăr absolvent sau și mai mult decât atât, să încerci să faci pe cont propriu ideile tale, textul tău, absolut orice, e nemaipomenit. Păi, Green Hours, în primul rând, este pionier pentru tot ce înseamnă mișcare independentă, spațiu de teatru alternativ. Toate teatrele care există acum, toate spațiile alternative se revedică, eu zic, din Green Hours, de la Green Hours. Ar trebui să existe Green și ar trebui să mai existe și alte spații, în afară de Green Hours, de teatru independent, de teatru necomercial. Indiferent că erai student sau că terminai, puteai să vii, să joci și să propui un spectacol. Aici riscul era un fel de normă, adică... Free fucking spirit! Atât, nu știu. Restul chiar e umplutură. Poate că sună așa clișeistic, dar e o zonă de libertate și... Din păcate, nu prea mai există spații de-astea în București, că nu prea, mai chiar nu deloc. S-au desfăcut energii, că
care nu aveau loc în altă parte. Întotdeauna a fost senzația asta că, băi, ușa e deschisă pentru toți oamenii care vor cu adevărat să facă chestii mișto. Grinalul are o... chiar cred chestia asta, el are o identitate specială. Nu mai știu niciun alt loc sau niciun alt teatru sau niciun alt club care să-ți împrumute echipament dacă ai nevoie să faci ceva în afara spațiului respectiv și asta mi se pare foarte tare. Eu sunt legat afectiv de Green Hours. Eu sunt un artist care în acest moment, dacă m-aș gândi la mine, m-aș descurca oriunde și mă descurc. Dar sunt mulți artiști care au nevoie de acest spațiu ca de aer. E o supapă de oxigen necesar artiștilor tineri care vor și care vor să se exprime altfel. Pentru că Voicu Radescu întotdeauna i-a lăsat liber. Că n-a existat un patron de teatru mai liber. N-am cum să separ Green Hours de cariera mea și de cine sunt eu astăzi. Este the place. Eram mic și mic și nu știam nimic. Și teatrul unde am fost primit de voi cu brațele deschise, oricând. Dincolo că era ceva diferit, dar se întâmplau lucruri, știi? Și cumva asta te făcea să speri că, bun, chiar dacă termin facultatea de actorie și nu știu ce, n-am unde să joc, ba da, am unde să joc, știi? Dă o posibilitate, în primul rând, actorilor tineri să performeze și să facă fix ce vor ei. Asta îmi place cel mai mult. Asta mi-a plăcut întotdeauna cel mai mult la Green, că acceptă provocările. Înseamnă foarte mult pentru teatru. Orice s-ar întâmpla, locul ăsta e legat indisolubil de teatru. Un alt fel de teatru care e absolut valabil. Este un loc esențial pentru tot ce înseamnă fenomen teatral bucureștean și românesc. S-au promovat texte contemporane bune. Și asta îmi doresc să fac și la mine acolo, la jobul meu de la Național. Green înseamnă ceva pentru toți tinerii artiști. Actori, artiști, jazzmen au putut să se manifeste aici și să fie liberi fără să le spună nimeni ce să facă și asta mi se pare un lucru, nu un lucru important, mi se pare cel mai important lucru. Păi Green Hours a fost și încă este singurul spațiu în care, dacă ai o idee și vrei să faci teatru, e singura posibilitate absolut deschisă și fără niciun fel de, cum să zic, cenzură, să zic așa, adică fără niciun fel de cenzură asupra textului, asupra ideii sau așa, singurul spațiu deschis absolut în care poți să încerci orice. Sincer, dacă îmi imaginez Bucureștiul fără Green, eu nu prea mai caut. Am ce să caut în București, adică nu mă mai interesează, prefer New York-ul. Așa cum în Occident, aceste locuri devin locuri de cult, devin locuri de, să spun, între ghilimele de pelerinaj ale artiștilor și în jurul cărora gravitează și noile experimente artistice, ar trebui să rămână așa acest Green Hour să existe pentru alți artiști foarte tineri, pentru că fără experiment nici arta mainstream nu evoluează, fără experiment nici teatru de stat nu poate să meargă înainte și ne vârtim în jurul cozii. Asta este un loc de laborator aici. Aici s-a făcut experiment, s-a experimentat, s-a făcut laborator teatral în Green Hours. Și când a fost teatru de consum și când a fost teatru cu berea în față, tot experiment s-a chemat. Dar ceea ce e important aici, asta e ca un centru cultural și cultura în sensul de extins, care include și politici și tot ce vrei tu, cumva nedeclarat, știi? La umbra pomului aici, știi? Pe calea Victoriei, ce e extrem de important, uite-te că toate mor. Sau devin super comerciale. Deci nu mai poți exista în centrul orașului București decât super comercial sau politic, știi? Și asta e un fel de chestie de rezistență nedeclarată. Și sper să continue să aducă împreună și următoarele generații de artiști și de oameni mișto aici. Să vedem. Bună dimineața! Prima oară ca de dimineață mă văd cu atâta lume, în afară, pentru că la repetiții sunt mai puțini, în general. Și mi-a prins bine și să mă scul de dimineață și să beau o cafea excelentă aici. Tema e comunitatea, e o temă pe de o parte foarte largă, pe de altă parte generoasă
și în același timp acută, pentru că comunități există diverse de meserie, de hobby-uri, de pasiuni. Iar aici e vorba, ar fi vorba de un alt gen de comunitate. Mi-am notat aici câte ceva, ar fi trebuit să fie mai punctat, dar mă sprijin și pe niște fraze pe care mi le-am făcut. Da, am vorbit cu Elvira și mi-a zis, hai, încearcă și vorbește despre intenția pe care ai avut-o când ai apărut în Calea Victoriei 120. Ar fi trebuit poate să fie un gând în spate, dar n-a fost, cam ca în toată lunga istorie, deja lungă de aproape 24 de ani, sperăm ca la anul să fie chiar 25 de ani a Greenhouse-ului, gândurile au venit pe măsură și s-au întâmplat lucrurile. Adică de unde pornisem în 90 cu o mică cafenea, care apoi s-a transformat într-un mic centru de vânzare cafea, apoi în timp de vreun an de zile într-un restaurant foarte provocator, Casa Capriciu, cu ajutorul lui Cubasnian, un operator foarte bun bucătar. Apoi când am văzut prima oară în frigider ceva care era ușor învechit, chiar cu mucegai și bucătarii, Cubasnian nu se mai ocupa direct și bucătarii mi-au spus, nu fiți îngrijorat, domnul Voicu, le vindem. Am închis restaurantul. După aceea, printr-o conjunctură fericită, am dat de spațiul din, așa fac micul istoric al meu până în Greenhouse. S-ar putea să aibă un sens pentru evoluția Greenhouse. La arhitectură se eliberase spațiul de jos în Facultatea de Arhitectură, unde exista de 25 de ani un fel de cafetărie clasică, se făcea cafeaua pentru studenții arhitecți în niște oale, se făceau niște sandwich-uri, etc. Și printr-o conjunctură am ajuns să mi se propună să propun acolo un fel de proiect și împreună cu niște prieteni am făcut probabil prima bucătărie, nu prima, prima bucătărie deschisă a fost la Casa Capriciu, cred din București, în orice caz acolo bucătărioară deschisă în care făceam hamburgeri și cartofi prăjiți, lucru care acum îmi displace profund și pentru faptul că atunci m-am ocupat de chestia aceasta. Nu eu le făceam atenție, deci produsele erau bine, bune. Și timp de 4 ani, deci acel spațiu de la arhitectură a funcționat sub coordonarea, ca să zic a mea, coordonare care niciodată n-a fost managerială din punctul de vedere clar, clasic, iar acum contemporan al managementului, ci mai mult, hai să spunem, pe intuiție, pe încercări, pe experiențe. Ideea este că în practic ultimul an în care mai eram în arhitectură în acel bar, am dat de spațiul întâmplător, de spațiul viitor Greenhouse, coborând cu un tânăr prieten să bem o cafea. Acolo se găsea în acel moment o masă de biliard, fusese, se pare, un pian înainte și am fost singurii clienți cu un puști care ne-a dat câte o cafea și eu am admirat nespus acel spațiu. În slide-urile acestea cred că vor exista și două fotografii, nu chiar de atunci, și după câțiva ani de zile, când totul era verde, de aceea vezi, doamne, și numele Greenhouse. Era un velur, așa anecdotic, spațiul fusese renovat de Nicușor Ceaușescu, fusese un fel de discotecă personală a birourilor pe care le avea acolo, avea o entitate, un fel de struțo cămilă, care făcea legătura între studențimea română și UNESCO. Și în perioada aceea, în 80, a renovat spațiul. Arăta într-adevăr foarte frumos la nivel occidental, catifea verde, sticlă și inox de bun gust și de bună calitate, lambriuri de lemn. Am aflat după circa un an, deci asta prin primăvara lui 94, că spațiul este scos la fel la un soi de, nu existau licitații oficiale, un soi de call, project calls, nu? Parcă așa se numesc acum, call projects. Și eu mi-am depus rapid un proiect pe o pagină și jumătate în care am zis că mi-ar plăcea să mă ocup de un bar
în care să aibă loc, care să aibă și conotații, ușoare conotații culturale. N-am scris eu ușoare, am scris conotații culturale. Am câștigat cu această chestie, deci banii pe care i-am propus au fost puțini, numai că ownerul, managerul clădirii era grupul pentru dialog social și ei nu-și doreau în momentul acela, erau ceva mai bine situați, nu-și doreau bani în orice caz și să se înscrie oarecum în zona, nu știu dacă știți, mulți dintre voi sunteți tineri, grupul pentru dialog social ce înseamnă și revista 22 în anii 90-95 au fost una dintre puterile mediatice de la noi, un grup care, precum spune numele, a căutat să provoace dialoguri între forțe chiar opuse ale societății. Sigur că mai degrabă o intelectualitate de tip nou, în opoziție cu cea veche, mai degrabă ușor la dreapta, dar nu dreapta naționalistă, mă opresc să descriu, să te vorbesc despre CDS. Deci, în 94, undeva în vară ne-am apucat de lucru, ceea ce n-am semnat foarte mult. A însemnat să pregătim barul, practic. Exista oricum un bar acolo, cel al lui Nicușor, ca un fel de masă de discotecă. Și a reieșit că pe 1 septembrie am avut deschiderea oficială. Până atunci funcționasem oficios, să spunem, vreo lună de zile, să ne facem mâna. Și Green Hour s-a deschis pe 1 septembrie ca un bar în care personalul era cu cămașa albă și papion. Nu, poate că a fost începutul boemei fără să ne dăm seama, pentru că totul era ușor glumeț. Deci nu se servea ca la Lido, da? Dar era un loc prietenesc care a avut șansa ca, în plus, că împreună cu câțiva prieteni am luptat foarte mult și am lucrat foarte mult să avem un playlist special. Playlist care, deoarece eu sunt un iubitor de jazz, avea probabil 70% jazz și în plus alte se lucram pe casete, pe castofon și pe casete și alte muzici, ca să-mi aduc aminte, Lasa, cred că am ascultat și eu pentru prima oară acolo, Cezaria Evora se punea. Era în orice caz playlistul cu siguranță cel mai original din România, cred, în acel moment, pentru că era muzica care îmi plăcea mie și celor 2, 3, 4 prieteni și ascultători serioși de muzică timp de 12 ore. Destul de rapid a devenit locul, e interesant poate să o spun, că timp de 16-17 ani a fost non-stop, permanent. Deci ne plăcea să credem că și noaptea poate să vină cineva, să tea un om înăuntru și dacă vine cineva să se bucure de atmosfera respectivă. Well, să nu fac divagații prea mari, sunt un specialist în chestia aceasta. Nu știu să-l iura să zic ceva și nu mai știu ce că e interesant. Ah, da, la arhitectură, când am avut barul, cumpărasem plin de lovit de reclama care se făcea, de 20 de ani nu mai lovesc reclamele, le-aș lovi eu acum, aparatul Cornelius, nu știu dacă vă spune ceva. Într-o epocă în care pe timpul Neanicu nu existau decât unul sau două sucuri, cel mai bun era Brifcor, o chestie ciudată și cu portocale și multe chimicale, nu știam chestia aceasta, a apărut acest Cornelius care se făcea 5 chimicale în același timp, cu culori splendide, un verde aprins kiwi, portocale, deci ceva era probabil o otravă pe care ani de zile, 2-3 ani de zile am împărțit-o liniștit populației și m-am înfruptat din ea, doar între timp am aflat ce se întâmplă cu aceste băuturi. Acest Cornelius avea o reclamă de genul, ai un aparat Cornelius și devin 6 luni milionar. Nu pentru asta o luasem să avem la niște sucuri bune occidentale în barul arhitecturii. Și mi-aduc aminte că la un moment dat am plecat la mare, vara când era, într-un an interver, când era vacanță și barul trebuia să fie închis al arhitecturii, repetând subsol, acum sunt niște ateliere acolo, da? Și am trăit, eu împreună cu cei 2-3 din echipa care nu era încă Green House, era echipa Alvotida, ne luasem numele ăsta de la Alvorada, cafea Alvorada pe care o vindeam cu drag.
Am trăit din vânzarea pe plajă la 2 mai, la 2 mai, nu la Cosinești, pe plajă a Corneliusului. Deci nu ne-a făcut milionar, dar ne-a făcut 4 oameni sau 5 oameni, ne-a făcut vacanța, absolut, 2 luni și jumătate. În fine, între timp sunt unul dintre învederații adversarei acestor genuri de băutură, inclusiv Coca-Cola, cred că mai beau de 3 ori pe an sau de 4 ori pe an, inclusiv altele, și vă sugerez și vouă să beți freșuri, sunt foarte bune, naturale și sunt foarte ieftine dacă vi le faceți acasă, adică nu mai e nici o problemă din asta. Am început Green Hours cu intenția să fac, cum spuneam, un bar care să fie plăcut mie, din care să mă întrețin eu și echipa, minimă, aveam 4-5 oameni, și pe cât posibil ce ne place nouă, să le placă și celor care vin, nu numai din faptul că vor veni și vor cheltui pe chestia aceasta, dar și ca să se întâmple un schimb de bucurii acolo. Destul de rapid, avântul a fost neașteptat, deci însemnat lucru a fost muzica, clar. Venea lumea, ne întreba ce muzică e, unele nu le știam și eu, mă uitam pe casetă, îmi notasem atunci, am avut 6 casete, am început, care rulau consecutiv. Deci s-a creat urgent, relativ urgent, un public constant în Green. Foarte rapid după aceea, apetențele mele de culturale, artistice, eu nefiind nici artist, nici un absolvent de ceva facultate umanistă, dar am făcut umanul în liceu, însă fiind un asidu cititor și ascultător de muzică, de aici probabil aceste apetențe, așa că destul de curând am întâlnit un profesor de chimie care cânta la chitară clasică. Și de 2 ori pe săptămână exista un Green în iarna lui 94, practic, și în primăvara lui 95, acest profesor de chitară, din păcate nu mi-aduc aminte cum îl cheamă, care a avut constant de 2 ori pe săptămână reprize de 40 de minute de chitară clasică. Nu numai că acest lucru n-a deranjat clientela care se formează, din contră a mărit clientela și cantitatea de bucurie și de plăcere pe care aveam noi cei de acolo. Și atunci, cum eram un iubitor de jazz, mi-am adus aminte că știu ceva jazzmeni pe care îi cunoscusem de altfel în timpul barului de la arhitectură, unde la vreo 2 baluri ale bobocilor l-am invitat odată pe Mircea Tiberian, odată nu mai știu pe cine să vină și să cânte, nu îi cunoscusem înainte, dar așa am făcut cunoștință cu ei și am chemat urgent să vină să țină câte o seară, din când în când. N-aveam cu siguranță în cap atunci ideea de a face regulat acest lucru, ci doar mă învârteam cumva, căutând să creez momente un pic altfel și un pic plăcute. După Mircea Tiberian, au venit deja Garbis de Deian, au început să vină muzicienii de jazz, pleiada de muzicieni din București. Și undeva în 95 deja auziseră și au venit tinerii din jazz. Aș putea spune, mi-am notat undeva, că clubul de jazz a apărut undeva între 95 și 96 ca atare. Până atunci se numea Green Hours Bar. După care am spus Jazz Bar Green Hours. Undeva există pe aici am găsit o fotografie. Cred că este a doua firmă de stradă, în sensul că e aceeași cutie, dar să mai schimbam ce scria pe plasticul ăla, cum îi spune, nu știu cine de la arhitectură știe, poliplanul ăla pe care se scria. Și am adăugat cuvântul lui bar și jazz și undeva prin 96, în urma impulsului primit de la muzicieni de jazz, repet, în special de la cei tineri, chiar de la unul care am fost foarte bun prieten, nu mai sunt, între timp se mai întâmplă și lucruri de genul acesta, aș putea spune că a fost cel care mi-a zis ar trebui să fie club de jazz și a început să se cânte regulat în fiecare joi. În rest era un bar, cum vă spuneam, foarte prietenos, în care, din păcate, am auzit după niște ani de zile că mulți nu intrau, deși și-ar fi dorit, pentru că vedeau
ospătarie cu papion și li se părea că e ceva foarte exclusivist și aproape privat. Cei care n-ați fost la Greenhouse, deci când intri pe aleea aceea cu copăcei în spate, în stânga, imediat la dreapta este un, efectiv un underground, ceea ce îmi place foarte acum, mult acum și mă tot joc cu cuvântul underground și spațiul de jos, îi spunem undergreen. Deci se intra în această pivniță, fosta cavă, de fosta pivniță de vinuri a clădirii, care iară să mai fac o divagație pentru cei care nu știu, poate e interesantă. Clădirea datează de undeva din 1850. Copacul de care vorbea Perjoa aici nu mai este, începând de acum câteva luni, a căzut, slavă Domnului, vorba marxistului, fără victime, pentru că a căzut în timpul zilei, erau doar vreo 20 de oameni acolo, eu n-am fost, eram în Bistrița cu un concert și cei câțiva care au fost sub copac s-au ridicat dintre frunze. N-a lovit pe nimeni nimic. S-au rupt 3 mese, s-au spart 10 pahare, iar copacul avea 150 de ani și putea fi cuprins de 4 sau 5 oameni, ca să realizați cei care n-ați fost în grin și nu-l cunoașteți. O să vedeți, cred, niște fotografii în care o să vedeți imensitatea de castan. Asta era copacul. De unde am ajuns aici? Am ajuns de la faptul că se intra în underground. În 94 am rămas în underground până și, adică și spre primăvară, însă vara am scos câteva mese la grădină. Nu știam ce înseamnă grădin și ce impact comercial, dacă vreți, și de atmosferă poate avea o grădină. Și când am văzut că cele câteva scaune scoase s-au umplut imediat, am mai scos și undeva din 96 vara a început să fie folosită grădina 80% și barul interior mai puțin. Am vorbit de playlist. Da. Motorul a ceea ce s-a întâmplat în Green au fost artiștii și clienții. Foarte interesant, clienții s-au transformat foarte rapid în clientelă public și mai târziu, nu mai știu dacă prin 98, 99, 2000, deja mă gândeam și încercam să stabilesc cine este public, cine este clientelă public și cine este doar client. Pentru că se făcuse un mixt, această comunitate era o comunitate nu foarte strânsă. Foarte interesant și acum să ne lămurim de ce. Cei de la publicul de jazz nu interfera foarte tare cu publicul de teatru. Era plin la jazz, plin la teatru, dar probabil că 10% dintre ei veneau și la una și la alta. Nici acum nu sunt lămurit de ce se întâmplă acest lucru, mai ales că în anii în care a mers cel mai bine, hai să spunem că erau foarte unite aceste mișcări. Inclusiv o parte din jazzmeni colaborau cu teatru, mai rar artiștii din teatru cu jazzmenii. În orice caz, asta mi-aduc aminte cu plăcere, că îi împărțeam cam 40% public de jazz, cam tot atâta, sau suntem 30% public de jazz, 30% public de teatru, încă 20% public din ambele, și apoi începea clientela publică, oameni care veneau și, iar interesant. Cei care veneau la, interesant, sper și pentru voi, cei care veneau la teatru nu erau clienți. Își beau cafeaua, ceaiul, vinul, whisky-ul pe care îl beau în timpul acela și plecau, bine mersi, acasă sau la alte baruri. Da? La fel cei cu jazzul. În fine, cei cu jazzul se interferau mai mult și cu clientela, pentru că în timpul spectacolelor de teatru se oprea vânzarea, întotdeauna ca asta, într-un spațiu atât de neconvențional ca al Green Hours, un lucru obligatoriu ca să fie totuși teatru era ca condițiile de liniște și de atmosferă să fie cele dintr-o sală de teatru. O sală neconvențională, dar o sală de teatru. Să vă mai spun cum a ajuns să se numească Green Hours. Este simplu, deoarece totul era verde acolo și am făcut un fel de brainstorming, nu știam termenul acesta, dar am stat să ne gândim niște zile, niște prieteni, și am ajuns la concluzia că ar putea fi interesant să-i spunem ore verzi,
adică omul care va veni și va petrece niște ore într-o atmosferă verde, și apoi ne-am dat seama, tocmai era un moment de recrudescență, nu chiar tare, dar exact, era o recrudescență a mișcării legionare, cămășile verzi, și am spus, n-aș vrea să se simtă ca acasă aici, hai să trecem în engleză, mai ales că îmi place jazzul, și atunci așa a devenit Green Hours. Că am fost întrebat de mai mulți, dar de ce ai spus, hai să spunem, ca un barbarism în engleză, fiind în România? N-a fost un gând iar înainte, ci a fost o chestie practică, să nu fie în românește, să nu pară că este un loc de adunare pentru personaje care nu mi erau deloc apropiate. Comunități. Nu? Despre asta e o idee. Da. Deci comunitățile s-au format în timp. În timp destul de scurt, dar s-au lărgit în timp. Cred că prima a fost comunitatea publicului. Înainte de a exista chiar club de jazz sau teatru ca atare cu nume de teatru, cei care veneau la concertele de jazz și la sketch-urile care aveau loc la un moment dat în pauza concertelor de jazz, hai să spun ăsta, nu știu cât de cunoscut e, cât de interesant poate fi, dar putea fi, cum se poate naște un teatru, pe vremea aceea se cânta jazz în 3 reprize. De unde venise mie ideea, nu știu, pentru că în general se cântă în 2 reprize în Occident sau chiar într-una singură și la a doua repriză este bilet din nou și practic se repetă concertul. Noi cântam în 3 reprize, probabil 30-35 de minute o repriză și erau niște pauze de 10 minute, deci 2 break-uri, în care lumea stătea, asculta muzica ambientală, vorbea, bea. Și atunci au venit niște foarte tineri actori, între care Mihaela Rădescu, cumnata mea, actriță, studenți încă sau imediat după facultate, hai să ne jucăm, Voicule, ceva aici în pauzele acestea. Why not? Și au început să aibă niște mici sketch-uri actoricești. Primele, cu siguranță, n-au luat niciun ban, nici n-au vrut să ia niște bani, iar după aceea probabil că primeau ceva la nivelul a 30 de lei, a 40 de lei acum, pentru cele 2 reprize pe care în care făceau acel entertainment de calitate cu mijloace teatrale în clubul de jazz. Chestia s-a prelungit vreun an de zile și cumva de aici s-a născut teatrul, în ideea că la un moment dat, tot cum data mea cu fratele meu Vlad Dădescu și oameni de teatru, asta nu înseamnă că eram foarte foarte legat de teatru. Citeam teatru, dar probabil că mergeam la teatru de 2-3 ori pe an, cam asta era, sau dacă mergeam la Târgu Mureș, unde era fratele meu director în perioada aceea, mă duceam acolo să văd odată o piesă. Deci nu eram, repet, cititor de teatru, da, dar nu un om de mers la spectacole. Însă mirosul culiselor mi-a plăcut foarte tare, spectatorilor le-a plăcut, apropo, acolo a apărut ca student Dragoș Bucur. Când ei n-au putut să vină, mi-au făcut cunoștință cu Dragoș Bucur și cu Bughi Dumitrache, care veneau și făceau aceste sketch-uri actoricești. Comunitate, nu? Da. Deci, comunitatea întâi a fost aceasta, apoi a fost cea a publicului care venea să vadă ce se întâmplă și probabil într-o măsură doar a clientelei de bar, care se simțea bine într-o atmosferă clar prietenească și clar altfel decât în alte părți. Nici asta n-am încercat să fac în acea fază, să fie altfel, ci să ne simțim bine. Probabil că fiind mai puțin scopul, fiind mai puțin comercial și mai degrabă de plăcere, chestia s-a transformat în ceva altfel. Și apoi comunitățile au devenit comunitățile de artiști. Artiștii care au început să năvălească tinerii din jazz, deci în scurt timp, undeva cred chiar prin 96, după ce abia începusem cu Joia de Jazz, se transformaseră în 2 zile regulate de jazz. În 96 am avut încă o conjunctură și Maia Morgenstern în vizită împreună cu regretata Dorina Crișan Rusu, cei care nu știu dintre dumneavoastră cine este, nu pot să mă abțin să nu amintesc, mai ales dacă iubiți teatru, a fost poate prima muziciană de jazz, de muziciană de teatru
implicată, adică sigur prima implicată în teatru independent și care a revoluționat în mare parte muzica de teatru în anii 88-95 și am împreună cu Maia Morgenstern pregătisem un spectacol, mi-au povestit de el, m-au chemat la regizorat la Teatrul Național unde intram prima oară în altă parte decât în sală, mi l-au arătat la 3 metri de mine într-un cabina regizoratului, eu eram efectiv cu gura căscată și mi-au spus merge să-l facem acest spectacol la Green House, ok. Ne pusese rămângând să existe 10 reprezentații și atât, au fost 10 și 10 și destul de multe și în străinătate după aceea și chestia asta a declanșat practic nașterea Teatrului Luni, după aceea iară șansă, conjunctură, a venit Coca Blos adusă de cumnată mea care a văzut că funcționează chestia aceasta cu Maia, a făcut ea un spectacol splendid, tocmai fusese Danaidele, iară cine știe de Danaidele, una dintre capodoperele perene ale Teatrului Românesc făcute de Purcărete prin anul 95, cred 96 și Coca Blos a fost protagonistă și absolut senzațional, a venit Coca Blos și brusc ce s-a întâmplat? Cei ca voi, unii dintre ei sau mai tineri ca voi, au apărut tinerii de unde Maia fusese chemată de Mihaela și de mine, apoi Coca Blos, apoi Mihaela, cumnata mea și a făcut un spectacol acolo, au venit cei care nu fusese răchemați, dar de fapt cărora li se potrivea spațiu. Prima oară Teodora Hergelegiu cu un spectacol și după aceea numele sunt deja de ordinul sutelor, acum ceva timp am încercat să fac o statistică, statistică, acum niște ani de zile și erau vreo 70 de producții și coproducții pe care au pornit din Green, acum cred că se apropie de 100, probabil că numărul artiștilor din teatru care au trecut prin Green se apropie de 200, nu cred că exagerez, pentru că unele spectacole au fost strict invitate și dacă au fost actorii, îi punem și pe aceia că au trecut prin Green. Ce am zis, comunitate, da, public, clientelă, etc. Am reușit să bifez ceva din ce mi-am notat. Deci, mi-am scris aici, artiștii au fost factorul determinant, atât muzicienii, cât mai apoi cei ai teatrului. Ce i-a atras, probabil, de s-a format această comunitate, care nu a fost o comunitate foarte omogenă. Cum vă spuneam, mai degrabă și artiștii s-au separat, și cei din muzică și cei din jazz, și publicul era separat. Dar în curtea Green Hours sau în interiorul Green Hours, cine intra simțea că este, tu ce spun acum, este de fapt aflate. Toate sau post-factum am ajuns să realizez lucrurile acestea. În momentul acela doar mă simțeam foarte bine și mă bucuram că ies lucruri care îmi plac mie și plac altora. Cred că comunitate sau ceva de genul ăsta mi-a spus prima oară Gabriela Tudor, regretata, care a fost directoarea Pro Helvetia în București sau în România și care m-a invitat, de altfel am fost pentru prima oară, cu un spectacol în Elveția la un festival. Și eu nu pricepeam cum să invite un... Cred că aveam deja nume la teatru. Apropo, deci numele de Monday Theater, da. Poate că asta e ideea, să vă povestesc lucruri pe care nu se prea știu sau sunt, nu știu dacă mă întrebați voi sau mă întrerupeți, dacă spuneți e prea mult, mai zi-mi altceva. Poftim? Aha, da. Despre ce vorbeam? Cum? De, m-a chemat în Elveția, foarte frumos, o amintire frumoasă, da. Și cum se merg în Elveția? Se merg în Elveția cu un spectacol cu care tocmai luasem spre absoluta noastră mirare premiu. A fost prima ediție a lui Humoror și Coca Blos împreună cu Mihaela, împreună cu muzicianul respectiv, prietenul, fostul meu prieten, el făcuse muzica. Am făcut acest spectacol. Eu m-am și certat cu Coca imediat înainte de festivalul Humoror, repet ediția întâi,
pentru că mi se părea atât de onorabil să jucăm la Odeon în sală și am spunea, nu, nu jucăm în sală, spectacolul a fost făcut în Green Hours, care nu e o sală, e neconvențional, a fost jucat la un moment dat în curte, în Green Hours, spațiu neconvențional, nu o să mă duc în sală. Mie mi s-a părut că face fițe, cred că în ziua spectacolului am stat undeva sus pe niște scări destul de taciturn, ea a jucat și spectacolul a luat marele premii al humorilor, s-a jucat pentru cine știe Odeonul, sus, unde-s birourile directorilor și etc., da, pe culoar. Deci un culoar care imita oarecum sala de la Green Hours, care e tubulară, pentru ce nu știți, sau da, o vedeți din când în când. S-a luat marele premiu, Coca Blue s-a luat marele, a luat premiu pentru interpretare, a plecat la Paris 3 zile, noi am luat $5,000, au fost și primele certuri în acest moment când intervin banii, nu știu cine dintre dumneavoastră se ocupă de business sau ceva, iar cei care nu se ocupă de business, ci de artă, să aibă și ei foarte mare grijă, când intervin banii, se schimbă anumite raporturi între cei care au participat comun și democratic la construcția ceva. E, aici, tânăra regizoare adjunctă care fusese chemată de Coca Blos, ca să spun pe scurt, nu e bârfă, nici nu dau nume că nu e frumos, a spus că are pretenția la $1,500 din cei 5.000. Repet, premiul se conferise teatrului, da? Deci Green Hours. Conform legilor în vigoare, nedemocratice, dacă ia teatrul, directorul dispune de banii respectivi. Îi bagă în vacanțe sau îi bagă în altceva. Nu îi se punea problema. Discuția cu Coca și cu Mihail au fost să se împartă banii egal între artiștii prezenți și să se dea celor care nu au fost plătiți, cum a fost mișcarea scenică soția lui Colgeac, am un lapsus, muzica, Lucian nu mai era în state și am zis, hai să plecase în state. Prietenul meu plecase în state și vreau să-i trimitem niște bani acolo. Cum au venit primii bani, a ieșit prima ceartă. Probabil că ați avut și voi deja niște experiențe, dacă nu le-ați avut, căutați să vă feriți de experiențele acestea, să fiți foarte atenți în acel moment ce scrieți între voi și ce vă vorbiți între voi. Până atunci noi nu vorbisem nimic foarte serios despre așa ceva, pentru că nici nu se punea problemă să câștigăm bani cu teatru. N-aveam bilete la intrare la Green Hour, se intra pe gratis și la teatru și la jazz, mi se părea aberant ca într-un bar cineva care vine să plătească bilet. Între timp mi-am schimbat și eu părerea și altfel n-am fi supraviețuit până acum. Să luăm și câteva întrebări din sală. Doamne, și credeam că am vorbit așa mult? Îmi pare rău, cu divagații. Credeam că n-am să... Sunt întrebări? Iată. N-am spus nici jumate. Bună dimineața și mă bucur că ai venit aici. Vreau să ne povestești un pic, începuse să spui despre Teatrul de Luni, cum a venit numele. Teatrul Luni. Sau Teatrul Luni, așa. Și doi la mână, după aia, să poate ne povestești un pic despre festivalurile de jazz pe care le faci. Oh, mersi. Împuctasem, numai că până să ajung. Teatrul Luni a fost foarte simplu când ne-am hotărât cu Maia Morgensen și Dorina Crișan Rusu să aibă loc acel prim spectacol Chantanole. Maia nu avea liber decât luni. În luni era ziua de relaș de pe timpurile lui Neanicu, oficial în Teatrul Românesc. Cum nu exista teatru independent în acel moment și teatru de stat nu se lucra luni, era singura zi posibilă pentru a face spectacole. Și atunci am jucat luni. Am continuat această tradiție și când a venit Coca Blos, tot din motivul ăsta, apoi din plăcere și... Aici am să vin cu o mică... A fost un moment în care noi am fost sponsorizați de Conex, cei care au făcut humorul. Și atunci erau foarte bine plătiți artiștii de la Green Hour, spre deosebire ce se întâmplă acum. Deci aveau fiecare, că era muzician, că era actor, $100 de reprezentație. Repet, nu aveam bilet, deci nu... Și la un moment dat, sponsorizările am aflat că nu sunt o chestie pe viață. Au încetat după 7, 8, 10 luni, mi-aduc aminte. Am fost foarte mirat că cei de la Conex au spus gata, s-a terminat contractul. Bine, și următorul nu mai e, da?
am continuat câteva luni, după care n-am făcut față material, chit că barul mergea, funcționa bine, n-am făcut față material să scot $100. Și am spus artiștilor, hai, ar trebui să oprim teatru cu, hai să facem un fel de mini, un fel de gală, chiar așa să mi gala teatrului luni și două zile, câte 6 reprezentații, te rog dacă nu mă înșel, stagiunea noastră din 6 spectacole, au avut loc în curte la Green Hours. Numai că artiștii în acel moment mi-au spus, nu încetăm, jucăm pe gratis. Am rămas foarte mirat, mi-a plăcut foarte mult chestia aceasta și Teatrul Luni a continuat. Maia, Coca, Teodora Hergelegiu, Rudy Rosenfeld, cine mai venise, au jucat un an și jumătate practic pe gratis, apoi am băgat deja bilete și începusem să dau un quantum din bilete sensibil, 30% din ce primeau ei înainte, cam asta a fost. E, în acel moment, cred, când am făcut gala luni, ne-am hotărât că de fapt suntem un teatru, că dacă continuă stagiunea înseamnă că e un teatru, deci nu ne oprim. Și ne-am hotărât să punem numele Teatrul Luni, tot împreună cu artiștii, cred că cu Coca Blos am stat mai mult, Coca Blos, mare actriță și a făcut și filozofia, avea argumente și așa i-am spus Teatrul Luni. Luni. Festival de teatru, festivalurile de jazz au pornit tot din împins de mai mult de artiști și de niște prieteni din jazz, nu mă gândeam, noi făceam jazz în Green, din când în când existau trupe internaționale care călcau prin Green cu ocazia unor turnee sau cu un drum spre Sibiu sau ceva de genul acesta și deja instituțiile străine ni le propuneau. Noi oricum n-am fi avut niciodată, n-am avut bani să putem să aducem, să plătim zboruri, etc. Dar în acel moment s-a creionat tot prietenul meu cu care nu mai sunt prieten, sunt frustrat, vedeți că de aceasta spun acest lucru, repet, este cel care mi-a spus ar merita să încerci un festival de jazz. Și l-am încercat, în 2008 a avut loc ediția pilot, care a ieșit, scuzați lipsa de emoție, excepțional, în condițiile exact de acum pe care le vedeți, deci fără scenă înaltă, pe scena de lemn adusă de jos din Green, cu o prelată deasupra pe care am întins-o sperând că nu o să plouă, n-a plouat și ne-am gândit să facem un fel de bienală, se numește, nu la 2 ani. Da. Numai că după un an, 2009, n-am făcut, iar în 2010, când am făcut ediția a doua, a ieșit atât de super excepțional, mă scuzați că spun lucrul acesta, da, încât toți au tras de noi și n-a fost nevoie să tragă de mine, a devenit festival anual și iată că anul acesta am avut în mai ediția 10-a și la anul, dacă funcționăm, vom căuta să o mutăm probabil în jurul lui 1 septembrie, când vom împlini 25 de ani, un sfert de veac de Green Hours și să încercăm să facem mai frumos, mai pompos și mai ușor pecuniar dacă facem o singură mare sărbătoare prin care să ne celebrăm cei 25 de ani. De întrebări? Bună dimineața! Am curiozitate pentru un tânăr artist, dacă ar fi să vină la Green Hours, ce ar trebui să facă ca să poată să aibă un spectacol, ceva de genul? O să dea un telefon, probabil, așa se face de obicei, să dea un telefon și eu destul de serios la telefon, sau colega mea destul de serios, te rog, trimite-ne un mail. Ne trimite un mail, pentru că pe telefoane suntem efectiv alergați. Ne trimite un mail. Niciodată a doua zi sau a treia zi, dar în decurs de câteva zile apucăm să ne uităm pe el, dacă ni se pare cel mai puțin lucru, pe mic că e interesant, îl chemăm la o vorbă, dacă îi strălucesc ochii și ni se pare că acel om își dorește foarte tare să spună ceva, nu știm ce va spune, putem încerca. Problema acum este că sprijinul nostru material este quasi inexistent. Green Hours de câțiva ani este într-o paragină financiară foarte puternică după niște aventuri neplăcute pe care le-a avut. Dar punem la dispoziție tehnica, spațiu și înseamnă foarte mult entuziasmul, nici nu știu cum se spune, elanul nostru. Aceasta s-a întâmplat relativ de curând cu o trupă, 2 ani de zile, 2 ani și ceva, freelancer, care au venit cea mai mare parte din Moldova, din Iași, din zona Iașului, Piatra Neamț, și care acum ne bucurăm să știm că este deja destul de cunoscută, au primit premii. Acum e un puști, Dan Ioniță, cu care o să mă văd peste câteva zile, care mi-a propus
să-mi propună ceva și l-am chemat, cam asta se întâmplă. Și interesant și scurt, sper tu să mă obiciuiești dacă e ceva acolo, asta s-a întâmplat cu tinerii din jazz și cu tinerii din teatru. Deci au venit, eu nu-i cunoșteam, clar, eu ascultam Abdullah Ibrahim, ascultam Chet Baker, ascultam Weather Report și au venit la jazz și au venit să ne spună așa, e adevărat că îi întrebam care sunt afinităților muzicale și hai și cântă. Unii au continuat, unii n-au continuat, unii sunt bine situați acum în ierarhia muzicală sau în ierarhia teatrală, unii nu, dar așa a funcționat și probabil că asta a fost o șansă pentru spațiu. Eu însumi, nefiind un artist creator, mă consider ușor artist ca viață, n-am avut de ce și n-am avut niciodată anviul, dorința să intervin artistic în ceea ce fac ei. M-am uitat cu mai mare plăcere sau poate mai un pic mai circumspect la ce au făcut și în primii ani majoritatea celor care au făcut lucruri bune și foarte bune și nu mai vorbim de junior, de Afrim, care a fost prima oară în București la noi, de Ana Mărgeanu și alții și la fel s-a întâmplat și cu jazzul. Mulțumesc mult! Mai sunt întrebări? Bună dimineața, mulțumiri pentru povestiri. Să știți că m-am îmbrăcat în verde special pentru întâlnire. Wow, mulțumesc. Eu nu am. Da. Cu plăcere. Am din ăsta pentru țigări verde. Întrebarea mea este următoarea. Ce alte comunități vă plac? Unde petreceți timpul liber sau ce locuri vă plac din țară, din afară? Pentru încheiere, așa voiam să vorbesc despre comunități mai liber. În primul rând, consider că o comunitate nu e comunitate dacă n-are... Nu e limbaj de lemn, chiar dacă folosesc termeni care sunt folosiți în limbajele de lemn. Deci dacă nu are o latură socială, nu e comunitate. Pentru că o comunitate înseamnă o încrengătură de colectivități sau de indivizi care au format o colectivitate. Deci există niște relații sociale și relațiile sociale implică dorința de a le păstra și le îmbunătăți. Asta înseamnă deja civism. Deci comunitatea de la Greenhouse și-a dorit și a încercat să fie civică atât cât ne-a permis timpul, oricine era liber să intre și să-și exprime orice părere, dacă nu atingeau probleme rasiste, naționaliste, deci extremisme de acest gen, eu aș spune în general extremisme de dreapta, există și extremisme de stânga, dar care nu s-a de în opinia mea, atât de extreme ca cele de dreapta. În orice caz, au fost liberi să exprime diverse concepții. Deci, în mintea mea, cât gândești la 60 ceva de ani, este că lumea cu politica care acum nu este cea care va funcționa bine sau dacă va funcționa așa, nu va mai funcționa și că probabil viitorul ar trebui să fie al comunităților și al legăturilor între comunități. O spunea ceva cu peninsule, nu știu dacă îmi dau seama ceva de genul acesta. Adică ar trebui să creeze niște legături între insulele care sunt comunitățile și să poate funcționa, pentru că așa cum se arată acum, iar la noi în țară cu o sârdie în plus, e de necontinuat. Altfel, comunitatea Roșia Montană, abia anul acesta am vrut să merg prima oară acolo, este deja o comunitate de cunoscut și de sprijinit și acolo sunt mai multe comunități și e interesant, pentru că din păcate în lume și în România, parcă iară cu mai mult o sârdie, comunitățile mai mari nu au foarte mare șanse, ele se dezbină sau se despart niște comunități mai mici. La Roșia Montană, ce am observat, comunitățile mai mici care sunt acolo nu își dau coate în gură, scuzați expresia asta. Deci se suportă și la nevoie chiar se mai sprijină. Dar ce frumos ar fi ca să fi fost toți împreună. Se pare că e dificil, românii sunt o specie dificilă, nu o rasă dificilă, o specie dificilă. Timp liber nu prea am să ajung des până alte părți. Mersi, sunt notați aici. Notați aici, dacă mai tu cenzurezi. Mai avem un minut. Ok. Deci există în acest moment noi comunități teatrale, să le spunem, care apar. Noi entități teatrale. Noi ne bucurăm în măsura de repet tot post-factum, că ne-am dat seama că am fost primii care am pus bazele chestia aceasta. Între timp au mai apărut
mai multe și unele foarte bune, teatru act deja de mult. Acum este un fel de val. Eu nu sunt entuziasmat de valul de spații, aș spune, așa zis teatrală, și de spații, așa zis, muzicale, pentru că în majoritate, nici nu știu dacă spun 70% sau 90%, focusul lor este un focus de business. Deci nu sunt niște artiști sau niște oameni care își doresc să se întâmple o chestie artistă și culturală de valoare, pentru că asta le place, că asta e arde în stomac sub o formă sau alta, și sunt niște oameni care, chiar din lumea artistică, care au în cap un business și care realizează că prin alăturarea acelui business, a unei apendice cultural sau artist, ar putea câștiga mai mult. Se poate să fie asta, nu neg dorința lor și nici eventualitatea, obiectivitatea acestei dorințe, dar în orice caz, demersul artistic, când nu e vorba de un geniu în zonă, da, va fi scăzut și va fi sub acel minim de valoare care poate să-l facă să se numească într-adevăr artist și să aibă valoare. Totul în valoare și în artă este nu contestabil, este, hai să spunem, după gust. Sigur, contează foarte mult focul interior, scuzați acest termen, foc, stomacul celor care fac chestia aceasta, și chiar dacă reușita artistică nu e senzațională, artist este cel care ars înăuntru. Deci nu poate să fie toți genii, nu poate. Artist este omul care vrea să trăiască, care simte că vrea să trăiască în zona aceea. Respectiv, producătorul de artă care se simte un pic artist, cum mă simt eu, ne simțim noi câțiva în Green, de asta ne zbătem. Cu probabilitate Green ar fi mers financiar mult mai bine dacă mi-ar fi trecut prin cap, nu mi-a trecut prin cap, să mă apuc să studiez sau să chem pe cineva care a studiat business și să conducă el afacerea. N-ar mai fi fost ce se întâmplă acum, dar ar fi fost cu probabilitate o crâșmă foarte bine pusă la punct și care ar fi făcut de 18 ori mai mulți bani.